Fernando? Lasă-mă, fratele meu, că-mi mai văd capul de atâta treabă. Ce faci? Dezinfectezi instrumentele. Fernando, afacerea asta n-are cum să nu meargă. Gândește-te, cabinetul veterinar, toată lumea are animale. Gândește-te ce bine o să ne meargă. Eu te-am spus de la început, cea mai tare meserie este la veterinărie. Fernando, să dea naiba să faci ceva și acum, că nu știu ce-ți fac. Ai înțeles? Stai liniștit! Bună ziua! Vai, bună ziua, scumpă doamnă, ce avem noi aici, o pisicuță! Să rămână, Anineto! O pisicuță, ce pisicuță frumoasă aveți! Ce pisicuță, pis, 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 asculți radio, sus, s-au chis! Ce-a pățit? Dar nu mai știu ce să mă fac cu ea, parcă nu mai este ea! Dar cine este? Este apatică, nu mai are chef de viață! Fernando, ține puțin aici, ai grijă să ne uităm un pic la pisică, da? Da, și mai este ceva, când ies cu ea în parc, nu mai vrea să meargă pe jos. Se oprește din 5 în 5 minute. Se oprește din 5 în 5 minute? Exact. Ce să-ți faci, Nineto, dacă n-ai venit când avea ceasul în nicărie? Atunci avea alte probleme, că nu se întoarce ceasul. Doamna, este, n-are nicio problemă, pisica este... Cred că fix de la astenia de primăvară. Fernando, uite-te un pic, te rog, la pisică. Ia, hai să o controlăm puțin. Doamnă, să stați liniștită. În general, nu e nicio problemă. Așa se întâmplă în general la pisici. Ce faci, mă? Ce faci? Încerc să o omor. Păi cum să omor pisica, femeii? Păi da, pisica n-are nouă vieță, moară familia mea, opa, noua și pe opta o începe de la zero. Fernando, doamnă, vă rog, nu... Voi sunteți nimic, voi sunteți criminali, nu sunteți medici. Doamnă, veniți pe la noi. Băi, dacă aveți... Tu. Niciodată! Doamnă, dar poate aveți și alte anime. Ce faci, mă? Bine. Nu faci bine deloc, Fernando. Mănânci mie viața și creierul, Fernando. Pentru ce-mi chinui fiecare secundă a existenței mele? Bună ziua! Să rămână? Să rămână! Să rămână? Ce avem aici? Crocodil! Moră familia mea, Crocodile Hunter! Îmi uită-ți pușa în inimă de la pisica tămare! E din crocodil veritabil, puneți mâna dacă vreți! Ah, din crocodil veritabil, din crocodil Fernando! Ce, da, ce, Hermesul nebunu! Uită! Și, până la urmă, aici ce avem? O broască. Trebuie să fac ceva cu broasca. Este broască testoasă! Da! Doriți să vă fac omletă? Ce să-mi faceți? Omletă! Omletă de nouă, de broască, de toată! E la silimea! Fernando, ce problemă are broasca, domnul? E urâtă. Seamănă cu stăpâna! Fernando... Păi de animalele de companie ia din caracterul și din înfățișarea la stăpân! Doamnă, problema cu broaștele testoase, ele cam așa sunt ele. Ele sunt mai urâțele, așa sunt, n-ai ce să le faci. Da, nu știu, am primit-o cadou și mi-e și rușine să ies cu ea. Faceți-i ceva, orice, orice. Poate că și ei e rușine să iasă cu noastră, da, dar are cură să vă spună. Doriți să îi punem niște silicoane? Fernando. Morinoplastie? Fernando. Exact. Îi injectez niște botox în carapace? Fernando. Liposucție. Taci! Taci! Vă rog să mă scuzați. Să știți că broaștele testoase au și un avantaj. Ele sunt urețele, dar în schimb trăiesc mult. Adică, de exemplu asta, după carapace, îmi dau seama, doamnă, e mai bătrână decât Viorelis și decât doamna Gigi, care l-a prins pe Cuza. Fernando, ține puțin până caut niște acte. Trebuie să semnați, vă rog, o... Da, sigur. Lăsați-mă să mă ocup un pic. Doamne, Zofil, ce faci? Știți că am citit într-un tratat alternativ de medicină că dacă pui broasca direct în bot, se transformă în prinț. Prietena mea, din două limbi, Radu Duda, ce fac? E degustător ce se întâmplă aici, doamna, la dumneavoastră, doamna, în cabinet, domnișoară! Eu am încercat să ajut. Fernando,
Ți-am spus că într-o zi o să-ți rup mâinile alea și te bat cu ele. De ce mă chinui, mă? Pentru ce-mi scoți, mă, perea la fiecare lucru pe care îl facem, mă? Stai aici. Ai grijă să nu mai faci vreo tâmpenie. Mă, o să dau apă la câinele ăla din spate. Stai liniștit. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să stau și eu de vorbă cu domnul doctor veterinar. Crezi că mi-a dat vreun bal mascat? Nu, mă scuzați, dar am crezut că e mai în vârstă. Știți care e problema? Aș vrea să-mi cumpăr un câine, dar nu știu ce rasă. Și aș dori un sfat. Dacă vrei un sfat în partea mea, ia-ți fratele meu pisică, nu te trezește dimineața, nu tu s-o scoți afară. Nu, știu, dar eu totuși vreau să-mi iau câine, nu pisică, câine. Și mă gândeam, poate un cocker. Domnule, nu sunt eu vreo Ozana Baraban, ce se mă pricep de mare muzicologie. Dar știu și eu că Joe Cocker este list, nu e câine. Bună ziua. Bună ziua. Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Nimic. A, nu s-a întâmplat nimic? Nu. Nu s-a întâmplat nimic. Te-i se poate. Mă sfătuiam cu domnul doctor veterinar. Da? Știți, aș dori să cumpăr un câine și nu știu ce rasă. Nu știu ce rasă mi s-ar potrivi mai bine. Păi n-aveți nicio problemă, nu e de potriveală aici. Noi avem un câine în spate pe care putem să vi-l dăm dumneavoastră și cred că vi se potrivește excelent. A, pe gratis? Nu, pe chinez! Nu, pe chinez, nu, e prea mic. Nu, aș vrea ceva mai mare, mai un șarpei. Păi n-a dat vrei ori câine, ori șarpe, că nu înțeleg. Șarpe este o rasă. O rasă de câine, da, și mă gândeam, sau dacă nu șarpei, poate un boxer. Domnule, dacă vrei boxer, ia-l fratele meu din repăbute, nu te mai încurca cu tot. Fernando. Sau un golden retriever. Prefer Manchester United. Fernando, toate astea sunt rase de câini. Rase de câini. Sunt sigur că unui domn ca dumneavoastră, cu prestanța dumneavoastră și da, cu aspectul dumneavoastră, i s-ar potrivi sigur un pitbull. Pitbull! Mai ales în featuring-ul cu Jennifer Lopez, nu? Are you getting on the floor anymore? Mă iertați, eu nu știu cu ce vă ocupați dumneavoastră aici, dar un singur lucru pot să vă spun. Că asta nu e cabinet veterinar. Asta e casa de nebuni. Nu e adevărat, este... Domnule, Pablu! Casa de nebuni nu e acasă! Eu știu că acolo a crescut. N-am impresionat. Fernando, ți-am spus într-o zi că te omor. Nu te-am zis că te omor. Bună ziua. Bună ziua. Cred că i-am fixat-o. Da. Sigur? Bună ziua. Bună ziua. Ce cățeluși drăguți! Ce faci? Ce frumusețe de cățel! Da. De ce ați venit la noi? Are pureți. Și pentru asta ați venit la noi cu el, că are purici și doriți să-l scăpăm de purici? Sau nu. De ce ați venit? Doresc să scap eu de el. Faceți ce vreți cu el, eutanasiați-l, omorâți-l, m-au umplut de pureci. Nu mai pot să-l țin acasă, luați-l, scăpați-l. La noi nu e casă de câini! Deci dacă Fernando, nu ne-am pricopțit cu vreo clamidia, cred că a început să sară puricii pe noi. Fernando, du-l afară în momentul ăsta, că m-am umplut de purici instantaneu. Du-l, dă-l în Doamne, iartă-mă de... Ce drăguț e! Al cui e? Iar dumneavoastră, domnule! Da? Să vă spuneți sănătos! Vă mulțumesc mult! Cât mă costă? Este de partea acasei! Unde gratis! Vorbiți serios? Da? Sigur! Vă mulțumesc mult! Are pedigree? Dar ce nu are? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Ați făcut un om fericit! N-aveți pentru ce? Sigur! Sigur, să-l stăpâniți sănătos! Cobor! Ușa în dos! Hai!